Vreau să explic pe înțeles tuturor, în special pentru șoferii începători, pentru că am primit mesaje în privat, am citit și la comentarii și am văzut că foarte mulți șoferi începători nu știu cum să-și organizeze programul și nu înțeleg timpii de condus. Eu vreau să explic în termeni simpli, mă repet încă o dată, pe înțeles tuturor, în special pentru șoferii începători, pentru că știu că ei au nevoie, să explic timpii de condus. În realitate, programul nu este complicat. Dacă cunoaștem măcar 20% din acest timp de condus, ne putem organiza programul în așa fel ca să fie totul bine și frumos. În primul rând, trebuie să eliminăm din vocabular formulările greșite. Tahograful nu înțelege termenul sfârșit de săptămână și nu înțelege luni sau marți sau miercuri, la ora cutare sau cutare. Tahograful calculează programul în secunde, minute și ore. Spre exemplu, noi ca șofer trebuie să ținem cont ca după 144 de ore să oprim și să efectuăm un repaus de 45 de ore. Ca să fie mai clar, aceste 144 de ore le împărțim la 6, la 6 perioade, nu la 6 programe. Foarte mulți confundă programul cu perioada. 144 de ore împărțim la 6 perioade. O perioadă este egală cu, sau cu alte cuvinte, o perioadă este un arc din 24 de ore. După 6 arcuri de 24 de ore, sau după 144 de ore, am oprit și efectuăm un repaus de 45 de ore. Dacă noi o să respectăm întotdeauna toate pauzele și repauzurile, noi nu avem cum să depășim sau să încălcăm programul. O perioadă sau un arc de 24 de ore cuprinde în el orele de activitate a șoferului și o pauză. Spre exemplu, dacă am dat startul la ora 9 dimineața și am oprit la 12 noaptea, la 12 noaptea facem pauză până la 9 dimineața, s-a încheiat un arc de 24 de ore, am încheiat o perioadă. Dar dacă dăm startul la 9 dimineața și facem activitate până la 22:00, în total am făcut activitate, am lucrat și am condus în această perioadă, nu 15 ore, dar 13 ore. Ne rămân nu 9 ore, dar rămân 11 ore ca să încheiem un arc de 24 de ore sau ca să încheiem o perioadă, una din cele 6. Șoferul are dreptul ca 3 din aceste 6 perioade să folosească 9 ore de pauză. Normal ar trebui să fac pauză 11 ore, dar are dreptul 3 din cele 6 perioade sau arcuri de 24 de ore să facă doar 9 ore de pauză. Și automat, dacă faci 9 ore de pauză, rămân 15 ore pentru activitate, pentru lucru. Șoferul poate conduce și poate mișca cu camionul în această perioadă de activitate, nu în perioada când faci pauza 9 ore sau 11 ore. Dar în aceste 13 ore sau 15 ore. Eu când vorbesc de 13 ore sau 15 ore, eu întotdeauna mă refer la o perioadă, la un arc de 24 de ore. Deci noi facem activitatea și pauza și un arc de 24 de ore cuprinde această activitate cu tot cu pauză. Spre exemplu, pentru șoferii care conduc în echipaj, arcul este de 30 de ore. 21 de ore de lucru, de activitate, condus și așa mai departe, în care rămân 9 ore de pauză. Este, deci nu găsesc cuvinte să mă exprim cât este de greu de lucrat. Mă refer fizic și te istovește de puteri din cauza că îți schimbă mereu bioritmul. Șoferul, când lucrează singur, are un program mai lejer. Are dreptul să facă pauză de fiecare dată de 11 ore fără nicio problemă. Și în fiecare perioadă din cele 6 are drept să fac pauza normală de 11 ore. Și are dreptul să conducă 9 ore. Dacă dorește, doar 2 din cele 6 perioade poate folosi
un program de condus extins până la 10 ore. Iată, eu îmi notez în felul următor. Fiecare foaie este un arc de 24 de ore sau o perioadă. Spre exemplu, luni. Aici numărul la săptămână este greșit. Spre exemplu, luni. Iată, aici eu mi-am notat un arc de 24 de ore sau o perioadă. În această perioadă sau arc de 24 de ore, eu am notat la ce oră am început arcul de 24 de ore, la ce oră am început programul, perioada, la ce oră am încheiat, kilometrajul care am început, kilometrajul care am oprit, câte ore am condus și câte ore am lucrat. Aici am depășit. Am depășit 15 ore de lucru. Normal, în fiecare perioadă din aceste 6 perioade sau arcuri de 24 de ore, noi ca șofer putem lucra, avem dreptul să lucrăm, să facem activitate 13 ore maxim și 11 ore de pauză. Nimeni nu are dreptul să ne interzică. Acesta este programul normal pentru un șofer de camion. Dacă avem nevoie, putem activa, putem avea activitate nu 13 ore, dar 15 ore și să facem 9 ore de pauză care rămân și se împlinește acest perioadă sau arc de 24 de ore, cu condiția ca să nu depășim numărul sau acest prag, această limită. Sunt doar 6 perioade în care doar noi 3 din ele le putem extinde. În 3 perioade sau în 3 arcuri putem mări de la 13 la 15 ore și pauza să o reducem de la 11 ore la 9 ore. Atunci când facem 15 ore de activitate de lucru, facem 9 de pauză. Și atunci când lucrăm sau facem activitate 13 ore, mă refer în această perioadă, în acest arc de 24 de ore, rămân doar 11 ore de pauză. Orele de condus, exact așa. Din 6 perioade care le avem la dispoziție, doar în 2 din ele putem mări sau extinde de la 9 ore la 10 ore să conducem, oricare din ele. Normal, șoferul ar trebui să conducă nu mai mult de 9 ore. Aceasta este limita maximă. 9 ore maxim avem dreptul să conducem. Și nimeni nu are dreptul să ne oblige. Absolut nimeni nu are nicio putere să ne oblige, să ne spună că trebuie să conduci 10, că nu știu ce acolo. Și în mare parte acesta este programul. În timp ce conducem pe parcursul zilei, cum să ne organizăm pauzele, deja cum să ne organizăm repausul după aceste 6 perioade de 45 de ore, cum îl putem reduce. Spre exemplu, dacă au trecut, s-au împlinit aceste 6 perioade sau 144 de ore în total, au ajuns timpul când noi trebuie să facem acest repaus de 45 de ore, îl facem. Dacă avem nevoie să facem un repaus redus, îl putem reduce, dar să nu fie mai mic de 24 de ore. Dacă am făcut un repaus redus după 6 perioade, spre exemplu de 24 de ore, obligatoriu după următoarele 6 perioade, suntem obligați ori să facem un repaus de 45 de ore normal, ori 45 de ore plus 21 de ore care au rămas de recuperat de la primele 6 perioade care le-am făcut. Până nu recuperăm cele 21 de ore, în cazul când am făcut numai 24 de ore repaus redus, mă refer, nu avem dreptul să mai facem repaus redus. Repaus redus la rând, după fiecare 6 perioade, nu avem dreptul să facem. Facem cu condiția că a recuperăm. După cum am spus, am făcut 45 de ore plus 21 de ore, după care 6 perioade și următoarea dată putem iarăși face ori repaus normal de 45 de ore, ori îl putem reduce la 24 de ore minim sau la 30 de ore, după care să recuperăm 15 ore. Și putem recupera și pe parcursul acestor 6 perioade. Spre exemplu, la una din cele 6 perioade facem
11 ore plus încă 21 de ore. Și am recuperat repausul care l-am făcut redus. După următoarele perioade, iarăși putem face repaus redus, dacă este recuperat, cu condiția că este recuperat. Pe parcursul acestor arcuri de 24 de ore, când noi conducem, pe parcursul zilei, mă exprim așa ca să fie, dar nu este corect parcursul zilei, corect ar fi parcursul perioadei, arcului de 24 de ore, parcursul activității noastre de 13 ore sau 15 ore, noi putem conduce numai în această perioadă, în arcul de 24 de ore, când lucrăm activitatea noastră de 13 ore sau de 15 ore. Doar atunci putem conduce camionul. Când conducem aceste 9 ore, în funcție din împrejurările și unde ne ducem noi și încărcăm sau descărcăm, depinde de programul nostru. Spre exemplu, dacă avem de parcurs o distanță mai lungă, numai conducem, o putem împărți în 3. Putem conduce 3 ore, după care efectuăm o pauză de 45 de minute, iarăși 3 ore și iarăși o pauză de 45 de minute, o să fie deja 6 ore și încă 3 ore. După 3 ore deja ne-am oprit și efectuăm pauza în arcul de 24 de ore în care ne aflăm. Sau îl putem împărți altfel. Putem conduce, spre exemplu, 4 ore fix, facem o pauză de 45 de minute, mai conducem 4 ore, mai facem o pauză de 45 de minute și o să avem 8 ore conduse. Și când deja spre finalul programului suntem mai obosiți, mai conducem încă o oră, după care ne oprim și facem pauza de 9 ore sau de 11 ore. Depinde de situație. Îl putem împărți cum dorim. Important este să nu depășim în 9 ore de condus, să nu depășim 4 ore jumate. Să nu conducem mai mult de 4 ore jumate fără oprire. Chiar și pauza asta de 45 minute între orele de condus o putem împărți în două. Dar dacă o întrerupem și o împărțim, trebuie să înțelegem un lucru, că pauza, dacă e mai mică, măcar cu un minut sau cu o secundă, de 45 minute, se consideră ca 15 minute. Dacă o împărțim în două, prima parte trebuie să fie de 15 minute, nu mai mică. Noi dacă facem 30 de minute, eu oricum o să considere 15 minute. Noi nu putem împărți pauza de 45 minute în două și prima să fie de 30 de minute. Nu avem cum. Tahograful așa ceva nu înțelege. El înțelege într-un singur mod. Pauza de 45 minute poate fi împărțită în două, doar condiția ca prima să fie de 15 minute. Și el întotdeauna așa calculează. Dacă e mai mică, măcar cu o secundă, de 45 minute, el înțelege că e 15 minute. Și mai rămâne încă 30 de minute de făcut pauză. Putem conduce 3 ore, facem 15 minute pauză, mai conducem încă o oră jumate, să zicem, dar nu avem cum să conducem o oră jumate pentru că nu găsim parcare. Putem depăși programul. Mai conducem o oră, mai facem 30 de minute de pauză. Și o să avem 4 ore conduse și 45 de minute pauză. Mai conducem încă 3 ore, spre exemplu. Mai facem o pauză de 45 de minute. Și mai rămân încă 2 ore, până la 9 ore maxim când avem de condus. Sau încă 3 ore dacă conducem 10 ore. Depinde de situații. Noi e important să înțelegem baza, aceste 20% din program. Important să notăm când dăm startul, când oprim, ce kilometraj am dat startul, când am oprit și notăm câte ori am condus, câte ori de pauză am făcut exact și să notăm exact, să verificăm această informație la tahograf, nu la bordul camionului. Pentru că la bordul camionului se adună și orele de pauză de ziua trecută sau din arcul trecut și informația ne poate duce în eroare. Dar la tahograf, la fel, o arată plus încă arată ultima pauză de când am oprit. Depinde iarăși de și camionul lucream cât e de și așa mai departe. Mai sunt dispozitive pe care le conectăm la tahograf și avem aplicații pe telefon, ne ducem evidența la program. Încă un lucru la care trebuie să fim atenți este următorul. Trebuie să fim atenți ca să nu depășim orele conduse în ultimele 6 perioade. Ultimele 6 perioade să nu depășim 56 de ore de condus.
trebuie să fim atenți ca să nu depășim orele de condus în ultimele 12 perioade. În ultimele 12 perioade, maxim putem conduce 90 de ore. Ca să conducem 90 de ore, avem de condus, da? Depinde la compania la care lucrăm și depinde de traseele care le avem. Trebuie să înțelegem simplu că în ultimele 12 perioade nu avem dreptul să depășim 90 de ore de condus și în ultimele 6 perioade nu avem dreptul să depășim 56 de ore de condus. Numărăm și calculăm orele de când am început prima perioadă până la ultima, ori la tahograf, ori la bord. Spre exemplu, la tahograf, eu câte ore am condus? Eu am condus 40 de ore. Nu am depășit. În ultimele 6 perioade nu am depășit 56 de ore. Totalul meu de ore conduse sunt 40 de ore și 37 de minute. Mă refer în ultimele 6 arcuri, 24 de ore. 40 de ore am condus. Dar în ultimele 12 arcuri, sau în ultimele 2 săptămâni, eu am condus 74 de ore, 47 de minute. Trebuie să ținem cont de orele conduse pe ultima săptămână și pe ultimele 2 săptămâni. Spre exemplu, dacă eu am făcut o pauză de 1 oră și 59 de minute, așa și scriu, 1 oră și 59 de minute, nu scriu 2 ore. Mulți au tentația de a rotunji, dar asta este o greșeală mare. Spre exemplu, dacă o să facem o pauză de 8 ore și 59 de minute, tahograful nu o să înțeleagă că am făcut o pauză minim de 9 ore. Dar pentru asta amenda este mărișoară. De asta trebuie să facem, sunt unele tahografi care au diferite probleme, poate sunt mai vechi și ne arată o cifră pe ecran, dar în realitate informația în tahograf nu este actualizată. Și bine ar fi atunci când facem o pauză minimă de 9 ore, să facem cu un minut, două mai mult, ca să ne asigurăm că informația este corectă. Să nu ne trezăm că după asta scoatem tichet și noi în realitate nu avem o pauză minimă de 9 ore. Sau informația la bord nu se actualizează pentru că n-am avut o pauză minimă de 9 ore.